Bună dimineața și bine m-am regăsit, dragii prieteni Metropola TV. Avem plăcerea să împărțim această sâmbătă, cel puțin prima parte a zilei cu dumneavoastră, fidelii noștri urmăritori de la Metropola TV, la emisiunile noastre de Liga a doua, care devin din ce în ce mai interesante. Aceeași plăcere și pentru radioascultătorii Sport Total FM, 3 ore și jumătate, prieteni, și astăzi alături de voi. Suntem cu Daniel Nazare, pe care îl salut. Bine revenit, Daniel. Bine v-am găsit. Într-o zi importantă, iată, din nou, 8 partide în direct aici la Metropola TV, în producția preluată, care de fiecare dată și de Sport Total FM, într-o etapă cu numărul 11. Încet, dar sigur, dragi privitori, ne îndreptăm către finalul acestui an fotbalistic, iar punctele, spun eu, spune și Daniel Nazare, poate că o spune și dumneavoastră, capătă din ce în ce mai multă greutate. Etapa cu numărul 11, care a început cu un egal oarecum previzibil, Daniel Nazare, CSC 1599 și Limber, FC Argeș, 0-0, două puncte pierdute de FC Argeș sau un punct câștigat de echipa gazdă? Eu cred că FC Argeș avea nevoie de mai multe puncte din această partidă. Ne uităm și pe clasament. Nu o ajută foarte mult. Cu 3 puncte ar fi intrat mai era mult în calcul. Era prea repede, Daniel. Deznodământul era prea repede. Bătut la Metaloglobus. Acum a scos un rezultat de egalitate. Eu zic că rezultatele sunt mai bune în momentul de față, față de începutul sezonului. FC Argeș are de apărat un nume, o emblemă, o istorie și cred că 0-0 la Șelimbăr, sigur, se poate întâmpla că e fotbal, dar în general când ai un obiectiv foarte mare, în general trebuie să câștigi meciurile cu echipele considerate inferioare. Da, iată că avem și clasamentul în continuare pe prima poziție, Cixereda Miercureaciuc, 25 de puncte. Ce ascensiune spectaculoasă! Steaua, 20 de puncte pe locul 3, CSM Reșița, 20 de puncte pe locul 4, Ceahlăul. Din nou vorbind de o echipă care, iată, se apropie convingător de locurile fruntașe. Ceahlăul Piatra Neamț, 17 puncte, Metaloglobus 16 și lista primelor 6 este încheiată de FC Voluntari. Din acest punct de vedere, partida de pe stadionul Anghel Iordănescu capătă accentele unui derby. Echipa gazdă FC Voluntari întâlnește Ceahlăul Piatra Neamț. O etapă, prietenii, dar revenim puțin după ce uite-te, ne uităm. Ionel, ce însemna în dacă continuare. FC Argeș mai lua 2 puncte, era până pe locul 4. Da, formații 16, locul 7, pe locul 8, o poziție mai jos, Lago la Veraj. FC Argeș. Pe locul 9 a coborât CSM Slatina, 15 puncte. Dumbrăvița, 14. FCU, 1948. Craiova, 14 puncte. Metalul Buzău, 13. Corvinul Hunedoara, 13. Și mai uite-te la un amănunt, Ionel. 10. Câte goluri a încasat Slatina și câte goluri a încasat Hunedoara după 8, respectiv 9 meciuri de campionat. Da, apărările fac legea la multe din echipele de Liga a doua. Vom trece apoi și la locul 15. Să vedem continuarea clasamentului, ne ajută evident Marian să traversăm toată ierarhia. Acum înainte de etapa cu numărul 11, iată FC Bihor, 10 puncte pentru locul 15. Pe locul 16, Chindia Târgoviște, doar 9 puncte, echipa condusă de Marcel Ghergu. Ce să mai spunem, Daniel Nazare, dragi prieteni, Metropola TV, stimați radioascultători, Sport Total FM, de poziția, de locomodă pe care o ocupă Concordia Chiajna. Locul 17 cu doar 8 puncte. Pe locul 18, Unirea Ungheni, 7 puncte, CSM Focșani, pe locul 19, 7 puncte. Pe locul 20, AFC Mușelul, Câmpul Lung, 6 puncte. 21, CSM Ioveni și gata, am încheiat ierarhia, pentru că știm cu toții, viitorul Pandurii Târgu Jiu a fost exclusă din campionat, a devenit oficială această măsură. Încheiem o săptămână, prieteni, împreună cu voi și vă mulțumim din nou pentru atașamentul pe care îl arătați în fiecare sâmbătă dimineața, în care o altă formație de eșalon secund a rămas fără antrenor. FCU 1948 Craiova a renunțat la serviciile lui Marius Croitoru după remiza albă cu FC Voluntari. Și cât de plăcut a apărut să fie, Daniel Nazare, această despărțire, spune Adrian Mititelu. Ne-am despărțit amiabil, am rămas prieten, dar era clar că nu mai puteam continua împreună această cursă spre revenirea în prima ligă. Elegant așa Adrian Mititelu, cum prea-l vedem de obicei, nu? Da, Adrian Mititelu nu are răbdare. Asta cred eu că este cel mai mare defect. Dincolo de faptul că asigură niște condiții bune, are poate cea mai bună bază, probabil cel mai scump echipament care există la cel Liga 2. Cel mai scump autocar, cu siguranță. Cel mai scump autocar și cred că la Liga 2 cu echipamentul respectiv arată mai bine sau e mai scump decât la 3 sferturi din Liga 1, din Superliga. Da? Dar nu joacă echipament, asta dar toate lucrurile astea bune sunt șterse cu buretele sau nu pot performa cu această lipsă de răbdare și această imixtiune în rândul antrenor. Adică, Daniel, ai fi spus că în acest moment nu era oportună plecarea lui Marius Croitoru, din punctul tău de vedere? Hai, vrei să calculăm în ultimii 3 ani câți antrenori a avut Craiova? Nu, lasă. Acum. Noi vorbim de acest moment. Tu crezi că rămânarea lui Marius Croitoru poate că era mai oportună? Nu știu dacă era mai oportună, dar poate discutăm despre faptul de ce a fost pus Croitoru după ce a fost dat afară, că nu era bun.
Croitorul nu e la primul mandat la Craiova. Sper că ți-aduce acolo aminte. Este o obișnuință să adică le aduci. Adică tu îl pui că e bun, după aia îl dai afară că e prost. Și după aia îl iei că e bun iar, adică nu prea are logică. Păi, nu prea are logică, Daniel, dar totuși, uitându-ne foarte, foarte atent, măcar la situația celor de la Craiova, au plecat jucători importanți de la această echipă. Lotul pe care l-a păstorit Marius Croitoru a fost evident slăbit de plecările unor jucători către destinații mai bune, este adevărat. Atunci au venit alții, care probabil nu se ridică cel puțin la acest moment, la nivelul așteptărilor. Cei care au rămas nu rezonează probabil sau n-au rezonat cu Marius Croitoru, pentru că deja numele tehnicianului este de amintire. Însă este clar că a plecat Marius Croitoru. Pe cine, Daniel Nazare, punem? Pe cine pune? Adrian Mititelu? Eu l-aș pune pe el, pe cuvânt. Pe Adrian Mititelu? Da. Se, nu cred că e obligatoriu cu licența pro. Sau mai bine pro. Pe Adiță, nu știu. Îl pui pe cineva care măcar e la Liga a doua, dacă nu-ți trebuie licență pro, din ce știu eu. L-ai pus acolo și evident faci ce vrei tu și ăla... E un fel de haralambus așa la... Păi bun, dar obiectivul, indiferent cine vine antrenor la Craiova, și cu siguranță echipa va găsi pe cineva, că nu o să vedem în peisajul fotbalului nostru, de fapt pretutindeni, o echipă care nu găsește antrenor, obiectivul, indiferent de numele celui care va veni pe banca tehnică, este promovarea în prima ligă. Știu, dar dacă toate lucrurile funcționează bine și doar la antrenor ai problema sau la conducere, ce trebuie să faci tu ca patron? Să găsești cel mai bun antrenor. Bun. Și să-l lași în pace. Mai e un amănunt. Asta mai greu. Asta mai greu. Pentru dacă îl găsești pe ăla bun, nu vine. Trebuie să-l lași în pace. Că dacă îl găsești pe unul slab, îl bați la cap. Că nu e bine. Dacă îl găsești pe unul bun, n-am înțeles niciodată la oamenii ăștia care au foarte mulți bani din fotbal, de ce nu-și pun un antrenor bun și să-l lase în pace, decât să pun un antrenor slab și să-i dea afară. Știu, dragă Daniel, dar nu este momentul în acum, chiar la această emisiune. Dar mie mi-au spus foarte mulți antrenori, băi, să vorbește. În fotbalul românesc, de implicarea doar a unor oameni. Ce înseamnă implicare? Hai să discutăm. Implicare. Rămânem la acest cuvânt. Eu sunt patron, tu ești antrenor. Discutăm despre primul 11. Implicare. Dar decizia cine o ia? Implicare. E un cuvânt foarte, foarte larg. Și cine ia decizia, Ionele? Ambii o iau. Sau de multe ori ia patronul. No. Și îmi povestea un tehnician cunoscut, zice, domnilor, se vorbește de X, Y sau Z. Să vă spun eu. Vă spun și un nume pe care poate n-ați crede că se implică. Mai tot se implică, dragă Daniel, dar se vorbește, spun eu, doar de unii nu, care toți fac vorbesc, acest... dar nu tot se implică. Se implică. Un nume important de la o echipă de Superligă. Chiar mi-a povestit tehnicianul respectiv. Evident că n-am cum să-i dau numele așa. În acest dar moment. Dar zi-ne patronul măcar. Și, păi nu pot să-i dau numele patronului care suna. Băi, vreau să-mi joace X pentru că așa și așa. Da. Se vorbește doar de unii. În general este destul de dificil să lași antrenorul să-și facă treaba. Dacă tu mă spuneai, erai patron și mă spuneai pe mine pe ce făceai? Ce jucătorul X să joace, da? Îmi spuneai să joace. Da. Bă, dacă era bun, era o problemă. S-a prezentat prost la antrenamente. Da. În plus e și accidentat. Păi, crezi că el nu venea la antrenamente? Și în al treilea rând a vorbit și urât cu mine. A, și crezi, Daniele, că te credea doar pe tine? Păi n-avea acolo omul la club. Pus antrenor? Păi te-a pus, dar patronul are acolo oamenii la club. M-ai văzut de fiecare dată. Cel staff, mai abil antrenor da? În situația asta de presiune a fost Cosmin Olăroi. Bine, și întreabă pe jucător să vezi ce Daniel, în momentul îi ăsta. Spunea lui Vali Badea ca să nu-l bage patronul că e accidentat. Lua la nu știu ce. Avea diplomația asta. Avea abilitate, eu așa îi spun. Abilitate, corect. Așadar, Craiova caută un antrenor și Daniel poate că avea dreptate. Este dificil în acest moment să avansăm vreun nume. Ovidiu Burcă a purtat discuții cu Adrian Mititelu, dar cel puțin deocamdată nu cred. N-a ajuns la un numitor comun. Nu, discuția a fost recunoscută discuții, de ambele da, părți. Nu, dar că ajunge. Îl știi pe Andrei Prepeliță, care de asemenea a discutat cu Adrian Mititelu, iar cel puțin pe moment Andrei Prepeliță nu a dat curs variantei de a antrena Craiova. O formație care abordează partida de mâine, un derby, cred eu, la nivel de Liga a doua la Miercurea Ciuc, cu liderul din acest moment, Csíkszered, avându-l pe Valentin David, pe banca tehnică, vorbim evident de un tehnician interimar, un nume care este prezent acolo de foarte multă vreme în peisajul celor de la Craiova. Orientările par, nu, să-l îndrepte pe Adrian Mititelu din nou către un nume important. Însă, a revenit în România Giovanni Constantino, care probabil... Domnul mecanic de tren, nu? Până la urmă, va prelua echipa dacă nu o găsi altă variantă. Asta a fost legat de Craiova, prietenii, caută Adrian Mititelu un tehnician. Cert este că mâine partida cu Csíkszered, care completează acest tablou atât de generos, cu 8 partide în direct aici la Metropola TV, în producția preluată și de Sport Total FM, într-o etapă începută cu acel 0-0 de la Cisnădie, care atestă, cred eu, faptul că acolo Constantin Schumacher încet, dar sigur, pune bazele unei echipe competitive, care va avea clar un cuvânt greu de spus în sezonul viitor. Argeșul adună meticulos puncte de această dată, pe un teren unde nu este ușor să pleci neînvins. Venirea lui Bogdan Andone a echilibrat așa lucrurile la Pitești, iar formația pare că se îndreaptă încet, dar sigur, spre locurile de play-off. Ce va fi astăzi? 8 partide așadar. Îmi place să folosesc acest termen. Regal fotbalistic aici la Metropola TV, în producția
preluată și de Sport Total FM. Și începem să trecem în revistă, nu, partidele pe care le urmărim împreună cu Daniel Nazare, cu voi, prieteni, și ne oprim, nu, la Târgoviște, unde Chindia nu mai are voie să facă pași greșiți. Spunem asta, Daniel, de fiecare dată, când trupa condusă de Marcel Ghergu evoluează pe teren propriu pe Eugen Popescu, așa spunem de fiecare dată. Nu mai are voie să facă pași greșiți, dar pașii greșiți sunt în continuare vizibili în parcursul acestei echipe. Eu văd echipa mai în formă aici pe medalul Buzău, să știi. Este o echipă care arată bine în acest moment. Are problemele financiare pe care există în momentul de față. Metalul Buzău e echipă care a crescut de la meci la meci, din ce în ce mai puternică. Și eu aici văd că Metalul Buzău e echipa care s-ar putea să plece cu puncte. Da, mie îmi place, adică dacă facem așa o comparație fotbalistic vorbind între Craiova, o grupare care are evident mult mai multe pretenții, și Chindia. Presiunea mare și pe Marcel Ghergu, cu pregătire pe plan local, unde sunt tot felul de intervenții legate de posibila schimbare a lui Marian Vătafu, cel care este în acte antrenor principal alături de un nume mai experimentat, Nicu Croitoru. Însă Marcel Ghergu, din punctul meu de vedere, pare că gestionează bine situația. Nu neapărat sportiv, pentru că sunt multe datorii, încearcă din mers să regleze lucrurile. Acordă credit, Daniel, acestui cuplu de antrenori. Și mie mi se pare normal acest lucru, Marian Vătafu, Nicu Croitoru. Pentru că la Chindia, în acest moment, se merge pe localnici. Este politica asta, în acest moment, de a acorda credit unor oameni locali. Cred că acest cuplu, Marian Vătafu, Nicu Croitoru, o va scoate la capăt până la urmă, în condițiile în care Chindia chiar are în continuare un lot destul de generos ca nume, știu, inclus dar, în efectiv. Obiectivul cred că ar trebui să fie menținerea în al doilea eșalon și reglarea problemelor financiare. Păi cam asta se după ce îți reglezi problemele astea financiare, poți să-ți faci un obiectiv. Acum se merge după doi iepuri și s-ar putea să fie foarte greu. Adică să intri și în play-off, să rezolvi și problemele financiare. Eu nu cred că vor reuși ambele lucruri în acest sezon. Da, partida de astăzi este foarte importantă. Metalul Buzău a pierdut printre degete puncte importante runda trecută și l-am avut aici invitat telefonic, evident, pe Vali Stan. Era total nemulțumit antrenorul Metalului Buzău. A avut în mână partida de pe teren propriu cu Metalul Globus, dar până la urmă un 2-2. Este o echipă care, iată, data trecută a câștigat în deplasare la Corvinul și acum a ajuns la Târgoviște în după amiaza zilei de ieri cu gânduri de puncte. Ce va fi? Vom afla, evident, de la fața locului. Concordia Chiajna, CSM Focșani. Iar la Concordia tot asta spunem de fiecare dată. Așteptările sunt mari, cu precădere ale președintelui Cristi Tănase, Gabi Tamaș, Adrian Scarlatache, Eliță Dumitru, Marian Pena, Costel Orac. Dacă ne uităm la staff, Daniel Nazare, echipa asta era de mult în Liga 1. Însă, iată-o, undeva în subsolul clasamentului. Joi m-am întâlnit cu Gabi Tamaș și am avut o discuție și pe tema asta, ce se întâmplă. Ți-a arătat contractul, nu? Nu. Pe nu, cu domnul președinte era, cu domnul președinte era. Și l-am întrebat ce probleme sunt și a zis că de când a venit Liță Dumitru, echipa are o altă abordare. E o echipă mai ofensivă, da, mai proaspătă, mai entuziastă. Marea problemă pe care o au este în față, că nu reușesc să marcheze, nu reușesc să... Deși au niște jucători interesanți. Adrian Bălan, Robert Ion. Da, din fericire, Daniel, marchează jucătorii tineri. Da, nu reușesc să marcheze și nu au forța asta ofensivă. A zis că dacă reușesc să rezolve problema asta, eu cred că nu e foarte greu. Poate e o lipsă de formă a lui Bălan, a lui Robert Ion. Adică sunt fotbaliști care au fost la Liga 1 și au dat atâtea goluri. Nu poți să dai un gol la Chiajna? Adică asta nu înțeleg eu. Bine, poate că marchează Gimpuș. E o problemă psihică, poate, nu știu. Liță Dumitru, știi ce e bine că s-a încercat la Chiajna acum? A fost un antrenor tânăr, Ilie Poenaru, bine intenționat, n-a mers. Hai să vedem dacă merge cu un antrenor de modă veche. Uite, Dorinel Munteanu de funcționează da. La Dorinel Munteanu de Chiaj, da. Ioan Ovidiu Sabău, care nu mai e nici un antrenor tânăr, să nu uităm lucrul ăsta, cu niște metode mixte, hibride, are rezultate la Cluj. Hai să vedem și la Chiajna dacă merge cu Liță Dumitru. Daniel, da, sincer, dăm voie să adaug, vorbim de niște nume importante la nivel de Superliga, domnul Liță Dumitru. A fost primele locuri. Ca jucător a fost uriaș, ca antrenor n-a avut așa niște ca rezultate. Antrenor nu prea a antrenat. Nu prea a antrenat și atunci avem și noi, nu, îndoielile noastre legate de ceea ce va arăta Concordia Chiajna. Să nu uităm că dumnealui vine din America după foarte mulți ani. Readaptarea asta la fotbalul românesc ar putea dura. Ai nevoie de jucători acolo care să te ajute în momentul ăsta. Să vedem dacă Concordia învinge pe CSM Focșani, o echipă care respiră bine la prima victorie a lui Sorin Colceac. Robert Tenache transformă etapa trecută, o lovitură de pedapsă, și aduce după multă vreme trei puncte importante pentru Focșani, care nu va fi, cred eu, Daniel Nazare, o victimă sigură astăzi. Ar trebui să arate o creștere de formă echipa pregătită acum de Sorin Colceac și va pune, sunt sigur, probleme serioase la Chiajna. Da, Focșani nu ieșe pe un trend ascendent, să spunem așa, dar valoarea jucătorilor nu este una la ca aceeași a celor de la Chiajna. Focșanu, iar Chiajna nu are un lot modest. Nu a reușit niște victorii și
poate că vine acum, adică mai degrabă sunt de partea Chieșnei aici, cum am fost de partea Metalului Buzău în confruntarea precedentă. Vedem noi la final. Oricum, astăzi vom fi și la Voluntari Prieteni. Robert Gherghe este acolo. O etapă cu goluri, așa cum am avut etapa trecută cu Ionuț Florea. Sperăm să păstrăm, nu, acest trend, însă golurile vin acolo pe gazon. Și probabil că din acest punct de vedere ne va ajuta și Corvinul Hunedoara, o echipă care se întoarce acasă pentru o dispută cu o echipă care devine din ce în ce mai pragmatică. CSC Dumbrăvița nu mai este de multă vreme, Daniel, un partener așa abordabil. Echipa lui Cosmin Stan acumulează experiență și o vede acolo pe gazon. Corvinul a pierdut, el a trecut acasă cu Metalul Buzău și cred că este precaută trupa lui Florin Maxim înaintea disputei de azi. Eu cred că doi pași greșiți pentru Corvinul nu există. Au avut și începutul ăsta de campionat alert. Au avut jocurile europene. S-a întâmplat cu Metalul Buzău, care e o echipă bună. Cred că astăzi Corvinul se va impune fără probleme. Deci n-ai încredere în echipa bănățeană? Am încredere în echipa bănățeană când joacă acasă, în deplasare mai greu. Joacă acasă. Dar ce încredere să avem în CSM Ioveni, dragi privitori? O echipă care traversează din nou momente delicate. Vine Steaua, care este în formă. Avem și un coleg în regie care vede foarte des echipa acasă și ne spunea și el să vedeți ce defilare are Steaua astăzi la Mioveni. Așa să fie oare greu încercatul. Alinchița are acută nevoie de puncte în această perioadă în care, din păcate, Daniel, sunt mai multe echipe care traversează, știu, situații delicate. Evident că n-am să dau nume nici de această dată, dar o altă grupare importantă din Liga a doua săptămâna asta nu s-a antrenat. Jucătorii au restanțe importante, se adună, din păcate, astfel de probleme. Odată cu investirea noilor aleși în aceste zile, să sperăm că toate aceste lucruri se vor remedia. CSM Mioveni va mai găsi resurse, Daniel, într-o situație delicată. Alinchița tot marșează acolo, însă vine Steaua, o echipă care are un lot puternic, și este în trend în acest și moment. Și sunt pe o pantă descendentă, pentru că partea financiară este mai rău decât acum o lună, jocul este mai rău decât acum două săptămâni, iar Steaua își respectă blazonul, în sensul că nu are drept de promovare, dar iată că tratează serios competiția, cum a făcut-o și în sezoanele trecute, și cred și aici că e o diferență de valoare și, în mod normal, Steaua se va impune fără probleme. Vom fi astăzi, normal, și la Slatina, acolo unde echipa locală evoluează, prieteni, în continuare pe arena care va fi dărâmată, se va construi și la... Iată, avem și imagini, deci acum am spus Steaua, avem și imagini, adică au sosit așa pe... rapid, pe repede înainte, imagini de la Mioveni, sunt la încălzire jucătorii. Noi eram însă la Slatina, în echipa gazdă, evoluează în continuare pe arena 1 mai, se va dărâma acest stadion și la Slatina va fi un stadion modern, peste 2-3 ani, de 10.000 de locuri. În schimb, până atunci, trupa lui Dan Oprescu merge bine în campionat, chiar dacă runda trecută a pierdut în deplasare chiar la Focșani. FC Bihor rămâne o formație frumoasă la acest nivel competițional, dar astăzi, Daniel, gruparea gazdă, care a făcut câteva mișcări importante, cu pregătire în compartimentul de atac, pare să plece favorită. Mie îmi place foarte mult CSM Slatina, pentru că are un mod de organizare inedit, are un antrenor de foarte mulți ani. Și antrenor și preparator fizic, Dan Oprescu. Are și preparator fizic, este pe modelul lui Mihai Teja, să știi, că și Mihai Teja era în aceeași situație. Are diplomă, chiar la Coverciano. Mihai Teja nu știu unde are domnul antrenor, dar Slatina e o echipă care a câștigat de la an la an o anumită stabilitate și de-aia spun că au mers și ei mai prost, n-au intrat în play-off, n-au schimbat antrenorul, au mers înainte, au cel mai bun jucător al ligii secunde, care înțeleg că nu va juca astăzi, nu? Cătălin Doman. Da, să vedem. Da. Bine, Dan Oprescu mereu ne-a amendat. Domnilor, a câștigat echipa noastră și fără Doman. Erau două partide la rând. Culmea este că au și copiat golurile în acea perioadă. Da. Spectaculoasele lui Doman. Doman este, sigur, păstrând proporțiile, un fel de Dobrin. El nu trebuie să alerge sau să facă... Hai să zicem un fel de Budescu. Ceilalți trebuie să alerge în jurul lui și să-i dea mingea, el să dea pase sau păi, șuturi Doman la a marcat și cu capul. A șutat de la distanță, spectaculos. Desenează bine culoarele pentru colegii săi. Eu însă cred că și nu suplinește astăzi. A avut un potențial imens. Acum sigur că nu mai este jucător de altă dată, are și o anumită vârstă, dar per total e un fotbalist care la Liga a doua, tu ai făcut comparația cu Budescu. Hai să zicem că e un fel de Budescu antrenat. Da. Mai e și Budescu neantrenat. Și ăla nu e acum la Buzău chiar e antrenat. Pare bine Costică Budescu în formă la Buzău. Îl vom vedea peste 2 săptămâni în partida chiar cu Petrolul de la Buzău. Ajungem și la Voluntari Prieteni. Cu siguranță cred că este cel mai important meci al zilei de astăzi. Fece Voluntari pe loc de play-off, locul 6. Ceahlăul Piatra Neamț, locul 4 la acest moment. O sesiune spectaculoasă a grupării care este pregătită de Marco Veronese. La o primă evaluare, Daniel și dragi privitori, Metropola TV, stimați radioascultători,
Știind că și Claudiu Niculescu, tehnicianul echipei gazdă, este un antrenor care pune în primul și în primul rând accent pe defensivă, dincolo un antrenor italian, nu, la Ceahlăul, ne-am putea duce cu gândul Daniel să vedem o dispută închisă așa, fără multe reușite pe tabela de marcaj. Însă, în ambele garnituri sunt jucători cu o cotă excelentă, atât la FC Voluntari cât și la Ceahlăul, poate că nu materializată complet pe gazon, dar premisele sunt clar pentru un joc de calitate pe o bază sportivă atât de cochetă, un gazon excelent, așa cum are stadionul Anghel Ordănescu, am avea toate atributele unui adevărat derby în zona de play-off. FC Voluntari e datoare în atac, din punctul meu de vedere. Are o așezare defensivă bună, dar trebuie să marcheze goluri. O echipă care se bate la promovare, care vrea să tranșeze destul de repede această luptă, are nevoie de goluri. Și vorbeam noi de Chiajna înainte, că nu marchează, nici FC Voluntari nu marchează. Și dacă ne referim la meciul de la Afumați, înțeleg că au fost vreo 10 situații clare de gol. S-au dat un gol și restul au fost păstrate pentru astăzi. Am înțeles. În maniera așa optimistă a lui Claudiu Niculescu. Deci Claudiu Niculescu e un antrenor acum care stăpânește foarte bine ce se întâmplă la Liga a doua, partea defensivă, dar el a fost atacant. Trebuie să atacăm promovarea. Aștept să găsească și soluții pentru partea ofensivă. Păi cum a promovat Daniel Lazare? S-a schimbat Claudiu Niculescu între timp. El era un tip ofensiv, acum e un tip defensiv ca antrenor, ca așa sunt extremele. Dar cum a promovat Andrei Mihalcea cu Slobozia? Punând în primul și în primul rând, începe apărare. Vezi? Da, da. Aici este secretul. A dat și goluri. Păi a mai dat și goluri, că și Voluntariul mai și dă goluri. Și a dat mai multe goluri decât dăm. Să-l vedem astăzi la Ceahlăul pe Patrick Petre, purtătorul banderolei de capitan, și pe acest Carl Davorzi, unul din jucătorii care are o cotă foarte bună în acest moment, referindu-ne la echipa vizitatoare Ceahlăul Piatra Neamț, Marcel Pușca și un om cu mare experiență, dincolo Bogdan Bălănescu și Robert Gherghe, iată ce nume importante sunt implicate la toate nivelurile în această partidă de la Voluntari. FRF TV, vom avea imagini de certă calitate, avem evident și acolo un comentator care se va ridica, cert, la nivelul așteptărilor acestei dispute. Mergem și la Clinceni, Metaloglobus, CSM Reșița și cea mai importantă absență, Daniel, glumim, prieteni, este în tabăra echipei gazdă, Gabi Safta, care nu este la partidă. Glumim, evident, dar meciul din nou se înscrie în categoria celor așteptate cu mare interes astăzi, două echipe puternice. Să știi că dintre toate meciurile ăsta mi se pare cel mai echilibrat. Metaloglobus a pierdut niște puncte după o perioadă foarte bună. CSM Reșița are răutat asta lui Flavius Stoicon. Da. Care ține sunt pe foarte jucătorii... bine în clasament la acest moment. Da. Reșița are drept de promovare. Îi ține în priză foarte mult pe jucători, nu-i lasă să respire, îi schimbă, îi sucește, îi învârte. Dorinel Munteanu mai elegant, așa? Mai tânăr, poate. Deși Flavius Stoicon a jucat și meciul la Danemarca-România 2-2, în care Stoicon a fost fundaș dreapta. Păi era postului tradițional. Sau fundaș stânga. Fundaș dreapta, nu fundaș dreapta. Și Dorinel a jucat. Adică sunt cam aceeași, cu aceeași filozofie, Flavius Stoicon mai tânăr, dar îl văd foarte preocupat și se consumă foarte mult, la fel ca Dorinel Munteanu, ai dreptate. Da, și povestea Flavius Stoicon, Ionel, de ce să mai încerc acum rapid la Liga 1, când uite aici la Reșița putem să facem o treabă serioasă și nu este vorba doar de Reșița, ci de multe echipe de nivelul ceva, nu? De când eșalonului secund, pentru că riști, te duci la o echipă cu pretenții, de ce nu în Liga 1, ai două, trei partide în care rezultatele nu sunt cele dorite și din păcate va trebui să mergi la președinte pentru a semna, nu? Rezilierea, așa când poți construi tu cu mai multă liniște, cu mai multă rigoare un proiect fotbalistic, este și cazul celor de la Reșița. Metaloglobus, Daniel Lazare și prieteni începe să rostească tot mai des cuvântul play-off și cred că au destule argumente. Glumea sau nu glumea, știu eu, președintele echipei din Pantelimon, Marius Burcă, domnule, dacă promovăm de juca. Adică vorbea de Clinceni. O primă problemă este rezolvată, știi? Îndrăznea poate prea mult Marius Burcă. Oricum, rezultatul partidei de astăzi este foarte important pentru ambele competitoare. Așa este. CSM Reșița vrea mai mult, dar încă nu are forța necesară. Da? Eu cred că e un proiect bun. Înțeleg că e o finanțare de peste 1 milion de euro acolo. Ceea ce este e liniște. Ce pentru ce a reprezentat Reșița în ultimii 20 de ani. Este extraordinar. Acum să vedem dacă vor și reuși, pentru că nu sunt singuri în campionatul ăsta și sunt multe echipe care sunt valoroase și care au infuzii de capital destul de serioase. Hai să mergem și la Ungheni. Unirea Ungheni, echipa pregătită de Sebi Tudor și condusă de Adrian Pop. De apreciat și mulțumim, Adrian Pop. Mi-a trimis echipa de start a formației gazdă cu vreo 2 ore înainte de meci. Ce, știu eu, ce plăcere, nu, cu Adrian Pop, președintele Ligii. La Liga 1 se fac și cu o zi înainte, ai văzut, cu două zile înainte. Cu 4. Da. Am văzut așa ce se întâmplă acolo. Dar noi suntem la Ungheni, prieteni. Unirea Ungheni a făcut câmp loc Mușerul 2022. Pare să fie, tot așa, la o primă evaluare,
O zi propice pentru echipa gazdă să adune în clasament 3 puncte foarte importante în fața unui partener, vorbeam data trecută cu Ionuț Florea, cel care a fost alături de mine, partener care n-ar fi pregătit în acest moment pentru Liga a doua. Partida totuși rămâne clar una deschisă, cei de la Câmpul Lung încearcă tot felul de soluții, l-au adus pe Gabi Torji, au luat împrumutul jucător de la Pitești, au luat unul de la Rapid, se zbat acolo să rezolve problemele, însă Unirea Ungheni pare să fie o echipă care pe teren propriu s-au întors în sfârșit acasă, pe teren propriu, Unirea Ungheni începe să adune puncte, Daniel. Da, e o echipă care a crescut cel mai mult dintre toate, dacă e să facem o comparație, de la echipa care nu dădea niciun gol fără niciun punct, a ajuns la o echipă care acum câștigă în deplasare, care adună puncte, care practică un fotbal bun. E pe un drum bun, să spunem. Și eu cred că și adversarul de astăzi este unul modest. Are o Câmpul Lung, din punctul meu de vedere, sau nu? Are o Câmpul Lung. AFC Mușcelul. AFC Mușcelul, care de fapt e... Aro în Liga 3-a. Dar a rămas echipa de pe vreme. Păi există Aro în Liga 3-a și dacă îți vine să crezi, dacă vă vine să credeți, la Câmpul Lung sunt două echipe, una Liga 2, una Liga 3 și ambele sunt private. Știu, dar ceea ce... nu e forță financiară, au schimbat antrenorul, nu țin la anumite principii, n-au stadion. Eu cred că este echipa pentru care pot paria de acum, că va retrogada. Da, poate ne sună Costin Ghiță după partidă. Da, n-are... Știi cum mai mă sună pe mine lumea? Băi, dar Nasarea la bă, n-are încredere, mă, nimeni. Băi, noi retrogradăm, noi picăm, noi, adică Daniel dă niște verdicte la astea, prieteni. Anul trecut am mai dat, dar acum... Și ce, anul trecut am avut dreptate? Ba da. Zice lumea, mai sunt atâtea etape, domne, deja ne pune ștampila, domne. Cu ce te-a mișcat până acum... AFC Mușcelul. Da, să le mai dăm ceva șanse, nu? Uite, imagine la voluntar, să vedem cum arată gazonul. Iată-l pe domnul Gică, care este prezent acolo. A revenit domnul Gică? Poftim? A revenit domnul Gică? Domnul Gică este prezent era acolo. Era supărat pe echipă la un moment dat. Gazonul se prezintă ca de fiecare dată în condiții excelente. Puțină lume acolo la tribuna principală, însă până la ora startului, câte minute mai sunt? Puține, 3-4 minute. Nu o să fie mare afluență de spectatori, poate că și prezența noastră aici, Metropola TV, imagini, FRF TV. El avem acolo pe Florin Chivulete, vom merge la momentul oportun pentru a afla primele detalii acest meci atât de așteptat. Și nu uităm, dragii prieteni, să menționăm și faptul că mâine, la Miercurea Ciuc, Csíkszereda, liderul care, iată, Daniel, nu mai e de glumă cu Csíkszereda. Și uite, ne uitam și aseară, nu, Vali Suciu. Toată lumea îl vedea pe Vali Suciu, manta de vreme rea la Șepși. Miraculos egalează CFR-ul și pierde Șepși. Da, cu Vali Suciu pe banca tehnică, cel care a fost și la Csíkszereda, dacă de asta am făcut trecerea asta. Și Daniel, serios acum de foarte multe ori, că ne uităm, căutăm antrenori, facem liste, nume. Băi, dacă te uiți la tine în curte acolo și găsești pe cineva, Vali Suciu e un nume totuși important, are licență pro. Iată că celor de la Șepși le-a mers, nu cu asta. De ce să nu ne uităm și la alte echipe? Stai mă, că poate avem aici la noi pe cineva. Da, e foarte greu. Uite, de exemplu, poți să-i dai ideea asta domnului Mititelu. Păi nu mai e Vasilică, nu mai e, că a plecat. Dar în Craiova sunt mulți antrenori, mulți jucători. Păi mă gândeam și eu, Săndoi, Neagoie, alții, dar sunt plecați. Păi, uite, Săndoi a plecat la... Îți spun eu că dacă Adrian Mititelu era altfel sau era alt patron la FCU Craiova, Săndoi rămâne la Craiova. Da, domnul Mititelu e un motiv. Schimbi, asta este. Uite, ești pe antrenorii celor două echipe. Cosmin Stan, unde suntem aici la Hunedoara. Uite, la Hunedoara, alta pe Maxim, pe Florin Maxim. De spectatori, Florin Maxim, respectiv Cosmin Stan. Iată, avem imagini și de aici. Ca de fiecare dată, haideți să ne lăudăm puțin, prieteni. Și cred că avem argumente de a susține aceste afirmații. Suntem pe multe stadioane. Avem imagini de calitate, avem cei mai buni comentatori. Suntem la Metropola TV, la Radio Sport Total. Suntem la Metropola TV. Și pe toate stadioanele. Pe toate stadioanele, avem bannere pe aproape toate arenele din Liga a doua. Nu ne-am înțeles deocamdată cu Adrian Mititelu, dar cred că vom ajunge până la urmă. A zis, băi, stai să pun antrenor și după aia vă pun bannerul. Asta este ordinea. Așa, iată cele două echipe de la voluntari. Tradiționalul alb-albastru la echipa gazdă, dincolo Ceahlăul, negru Ceahlăul. Ei aveau galben-negru, nu? Ceahlăul. Frumoase echipamentele, nu? Celor două formații. Excelent gazonul. Puțină lume, dar bună, să spunem, nu? La voluntare. Și dar ne apropiem, prieteni, de startul acestei etape cu numărul 11. Una care va aduce, cu siguranță, pe toate arenele pe care noi vom fi prezenți, meciuri interesante. Abia așteptăm să luăm legătura cu cei care sunt prezenți la fața locului pentru primele amănunte interesante, ca de fiecare dată. Iată-l, Patrick Petre. Jos, nu, Patrick Petre, cine este acolo? La Csíkszereda, nu, la Reșița este vorba de Haită, numărul 10, da. Numărul 10, Georgian Honciu. Și un arbitru de primă ligă, Dragoș Cojocaru. Decarii celor două echipe la partida dintre Metaloglobus și
aceste mereșița. Igor Armaș, îl vedem și pe capitanul tradițional formației din Voluntari. Se anunță clar un meci interesant, se anunță jocuri importante, ne bucurăm că suntem pe toate stadioanele. Iată-l și pe Flavi Stoican, era și Fane Bărboianu acolo, Fane Bărboianu mai mult, antrenor secund, mai mult jucător, surâsător Flavi Stoican. Să vedem Daniel Lazare cum va fi după cele 90 de minute, nu? E bine totuși că ne-am uitat așa, am făcut o întrecere să vedem cum arată gazoanele și toate se prezintă în condiții bune, nicăieri nu plouă, nicăieri nu sunt probleme. Iar Izicu a fost... Uite, a fost aici, ziua lui Iani Zicu, în urmă cu doar câteva zeci de ore. Iar prima intervenție, prieteni, pentru că este ora să mergem deja pe stadioane, ne oprim pe arena Anghel Iordănescu, este la fața locului pentru noi, pentru dumneavoastră, Florin Chivulete. Te salut, Florin, bună ziua, bine te-am regăsit! Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt aici de vreo jumătate de oră, timp excelent pentru fotbal. Un meci tare interesant între FC Voluntari și Piatra Neamț. O partidă care va începe în câteva minute la fluierul arbitrului Motan Mihai din Târgoviște, ajutat la cele două linii de doi asistenți, unul din media și este vorba de Nag Daniel și celălalt Cosmescu de la Râmnicu Vâlcea. Vă spuneam, timp excelent pentru fotbal, să vă spun și echipele ce se vor înfrunta astăzi pe gazon. Formația oaspete, Piatra Neamț, poartă Brănescu, linia de fund Țuțu, Asibei, Vitkorski, Șandru, linia de mijloc Bizie, Ghimbășan, Neagră Zvan și Petre Patric, în față Crețu și Davorzie Carl. Aceasta este formația oaspete cu mulți jucători străini. Dragi prieteni, avem și formația Ceahlăul Piatra Neamț acum, pe care o să vă spun imediat. Sigur că formația gazdă încearcă să câștige această întâlnire pentru a rămâne pe locuri de play-off. Ea este formată din Chirilă în poartă, Alexe, Igor Armaș, Merloi și Teu. Este 1-0 pentru FC Voluntar deja. A prins gol în direct. Excelent! Voluntariul s-a năpustit efectiv din minutul 1 la poarta formației oaspete și a marcat în acest moment. Auzit numărul... Nicolae Carnat înscrie numărul 23. Este 1-0 pentru FC Voluntari în acest moment. Așa că început furibund de fotbal în această partidă. Voluntarul este hotărât să obțină cele 3 puncte puse în joc. Ceahlăul a fost surprinsă de această acțiune rapidă a echipei gazdă. Da, să trecem o revistă echipa, Florin, și apoi ne despărțim la această primă intervenție. Da, să revin asupra formației din Voluntari. Dragi prieteni, formația din Voluntari, încă o dată, imediat o să vă spun despre ce este vorba. Deci vă spuneam, în poartă Chirilă, Alexe, Igor Armaș, Merloi, Șuteu, Andreș, Pandele, Toma, Daniel, în față, Carnat, Pițian și Cocian Angelo. Aceasta este formația condusă de Claudiu Niculescu, care vă spuneam conduce încă din minutul 1 cu scorul de 1-0. Da, mulțumim, Florin, cu siguranță ne vom întoarce la Voluntari. Ce star de partidă pentru echipa lui Claudiu Niculescu, Nicolae Carnat, unul dintre jucătorii importanți prezenții pe gazon. Și iată, Daniel, ce a început de joc pentru trupa lui Claudiu Niculescu. Cu siguranță ne-a așteptat în minutul 1 să marchezi. Iată, ce bine a pornit FC Voluntari. Cred că este meciul în care încep foarte bine, că până acum, chiar dacă mai a avut 1-0 cu Ungheni, golul s-a marcat mai târziu, n-a fost în primele minute. Poate este o altă abordare, exact ce vorbeam eu mai devreme, Ionel, mai ofensivă a echipei, care să reușească încă din primele minute să marcheze și să nu mai aibă problemele pe care le-a avut în multe dintre partide. Este primul gol, minutul 3, Voluntari Ceahlău, 1-0, la prima fază de poartă. Da, a fost George Merloi care a pătruns bine pe partea stângă, o centrare în fața porții adverse și acolo cu dexteritate Nicolae Carnat reușește să-l defanseze pe portarul Laurențiu Brănescu, marcând pentru FC Voluntari. Și spuneam de fiecare dată, Daniel, și cred că ești de acord cu mine, o partidă se pregătește, poate minuțios, dar iată că se schimbă datele problemei din start. Nu când ești condus sau când evident, conduci cu 1-0. Se schimbă tactica, da. Mergem la Mioveni, prieten, Dan Mihai Bădescu este alături de noi. Evident, vorbim de meciul CS Mioveni-Steaua. Te salutăm, Dan, bună ziua, primele amănunte.
Salut, Ionel Luțan. Să știi că la noi încă n-a început partida. Este o vreme numai bună de fotbal. Nu știu că este ceva generic, însă chiar așa este. O vreme extrem de plăcută. Am venit pe la 9 și era foarte frig. Acum bate soarele. Este o vreme superbă de fotbal. Nu sunt foarte mulți spectatori, dar preconizez că se vor mai strânge. Văd că Peluza Sud nu a venit. A lăsat doar un banner cu liber să fie urta, deci probabil protestează împotriva legii 4. Așadar, permitem să citești cele două formații. Încep cu echipa gazdă. Alichita este suspendat și a primit un sistem 4-2-3-1 cu Flaviu Scoitoru în poartă, pe linia de fund Laurențiu Corbu, Rafael Garuti, Andrei Răuță și Robert Bădescu. La închidere, Alexandru Ilie Răuță pe dreapta, Mihai Andrei Panai pe stânga, Sorin Bustea, fostul jucător al Stelei, va fi coordonatorul de joc al echipei argeșene, pe dreapta experimentatul Valentin Coșeranu și pe stânga tânărul și talentatul Remus Gabriel Gulcea. În față, Ianis Bencu. De partea cealaltă, Daniel Oprița într-un sistem interesant cu 5 fundași pe partea defensivă, 3 fundași pe partea ofensivă, așa dar voi enumera un sistem de 5-3-2 pe partea defensivă. În poartă Rafael Munteanu, care face pe rând locul de titular cu celălalt portar tânăr al Stelei, Costel Frânculescu. Spuneam Rafael Munteanu în poartă, pe linia de fund de la dreapta la stânga, Florin Răzdan, Dean Beța, Mihai Cherechi, Adrian Ilie, Stefan Dărghici. Mijlocașul la închidere, Robert Sierra Jimenez, inter dreapta David Matei, inter stânga Dani Iglesias, în față experimentații Bogdan Chipiliu și Adrian Popa. Permite-mă, Ionel Luțan, să spun și rezervă celor două formații. Mihai Bădescu rezervă la Mioveni, Alin Șerban, Florentin Puiu, Alexandru Core, Mateo Căprescu, Nicolae Zamura, Teo Haris, Posa Zizit, Ovidiu Duțan și Ionuț Șerban. Spuneam, capitanul celor de la Mioveni, Flaviu Scoitoru, antrenorul secund Cristian Tănase, medicul echipei Horia Achim, maserul Ion Rada și delegatul Daniel Barbu. De partea cealaltă, Steaua București are pe bancă de rezerve următorii jucători: Adrian Frânculescu, Rareș Maieschi, Ionuț Nedelea, Pop Laurențiu Adrian, de asemenea Alin Raicu, Mario Roman, David Păcuraru, Naciu Era și Alexandru Dane. Capitanul celor de la Steaua, Stefan Dăgrici. Pe banca Stelei se află evident antrenorul principal Daniel Oprinta, secundul Pane Nofitović, preparatorul fizic Grigoraș Diaconescu, kinetoterapeut Constantin Cucu și delegatul echipei Vlaicu Petruț. Da, mulțumim, Dan, ne vom întoarce acolo. Sunt ceva probleme probabil legate de echipa gazdă, știu eu, CSM Ioveni, care nu traversează momente foarte, foarte plăcute. Ne mutăm rapid la Slatina. Ionuț Jifcu este alături de noi, CSM FC Bihor, o partidă, Ionuț, care promite, de ce nu, un spectacol agreabil. Te salut! Bun găsit, mă bucur să ne reauzim. Într-adevăr, încă din primele secvențe ale jocului, Cătălin Doman a trimis deja un șut periculos către poartă. A fost ceea ce se numește pe stadioane gol turcesc. Oamenii au crezut că a intrat mingea, însă de fapt a lovit plasa laterală. O să vă spun cele două echipe trimise astăzi de cei doi antrenori, Așadar, FC Bihor Oradea începe în poartă cu Garcia, apoi jucătorii de câmp sunt Andrei Gal, Ricardo Farcas, Ioan Filip, Sebastian Cucu, Almanza, Jafer Denis, Moga Andrei, Călin Jurgi, Mihai Gâdea și Andreea Schiricioiu. Antrenor este argentinianul Gustavo Aragoloda. De partea cealaltă, profesorul Daniel Oprescu a trimis în teren următoarea echipă. În poartă este Paul Toroc, apoi cei doi fundași centrali sunt Bobby Gherghe și Băreitaru. Pe partea dreaptă Ionuș Mitran, iar pe partea stângă Călin Toma. Cei doi mijlocași centrali sunt Toma Dorin și Andrei Trașcu. Iar în spatele vârfului Caion 2 sunt pe partea dreaptă Costi Radu, pe partea stângă Cătălin Golovca, iar Cătălin Doman este de asemenea în teren. O vreme un pic ciudată la Slatina, pe partea stadionului e foarte frig, pe partea cealaltă este foarte sau este plăcut. Sunt 4 grade în termometru, așadar e rău pentru cei care stau la umbră, ca să zic așa, pentru că se resimte altfel temperatura. Da, Ionuț, câte lume a venit să vadă această partidă? Mult mai puțin oameni ca data trecută, când Slatina a jucat acasă cu Steaua, bineînțeles, atunci. Acum sunt în jur de 500-600 de persoane împrăștiate pe tot stadionul. Da, vom reveni, Ionuț Jifcu. Evident, la Slatina este unul din punctele de interes al acestei etape. Aproape, Daniel, de minutul 10, doar FC Voluntari ne scoate din impas cu reușita lui Nicolae Carnat în minutul 1 al acestei dispute, da, cu
Foarte multe partide astăzi și toate n-au început la aceeași oră, sunt minute diferite pe toate stadionele. Da, ne uităm și noi la televizor, dar îl avem acolo pe cel mai autorizat om, Cristi Frisk. Este vorba de Clinceni, Metaloglobus, ACSM Reșița. Cristi, una din partidele foarte importante ale acestei etape. Te salutăm, bună ziua! Bună ziua, dragi ascultători și vouă, dragi prieteni din studio. Într-adevăr, minutul 9 al acestei partide derby între locurile 3, formația oaspete Reșița, și locul 5, Metaloglobus, 0-0 deocamdată. Nu s-au întâmplat cine știe ce lucruri pe teren. Acum să vedem, pentru că este o lovitură liberă obținută de echipa reșițeană după o intervenție a unuia dintre fundași și a lui Gavi Dumitru asupra lui Samache, întârziată, i-a pus piedică atacantului formației bănățene și a rezultat o lovitură liberă de la aproximativ 30 de metri poziție centrală. Avem noroc, iată, când mi-a dat legătura, avem și o fază importantă din care se poate crea ceva pericol la poarta apărată de către George Gavrilaș. Timpul este bun, în jur de 10 grade Celsius, roua de pe iarbă încă nu s-a zbicit, la momentul la care intraseră jucătorii pe teren era foarte umedă suprafața de joc de aici de la Clinceni, care însă arată foarte bine chip că este utilizată și de Unirea Slobozia în prima ligă. Să urmărim lovitura liberă, hai să execută cu stângul, însă... Gol câmpul lung la Ungheni, 1-0. Numai puțin, Cristian, numai puțin, te rog, Daniel. Da, da. Câmpul lung deschide scorul, surpriză mare la Ungheni, 1-0. 1-0 pentru AFC Mușeului Câmpul Lung. Ne întoarcem la tine, Cristi Frisk, unde este în continuare 0-0. Exact, 0-0 și ca să terminăm caseta introductivă, să prezentăm cele două formații, gazdele cu George Gavrilaș în poartă, apărătorii sunt cu Adio, Gabriel Dumitru, George Caramalău și cu Andrei Sava, la mijloc Georgian Funciu, capitanul echipei, Junior Muraiș, Serge Ecolo și David Irimia, în față cei doi atacanți, Dragoș Cuiban și Yasin Zakir, antrenor este Ianis Zicu, de partea cealaltă, formația reșițeană cu David Dincă în poartă, un under născut în 2004, jucătorii de câmp sunt Dolghi, Rimoveț, Constantino da Silva, Elton Cioiu, apărătorii Chiera, Lascu, Haită și Șteau la mijloc, plus Ianis Doană și Samache în față pentru echipa condusă de către Flavius Stoican. O brigadă gălățeană cu Adrian Cojocaru la centru este cea care oficiază această partidă, care, vă spuneam, este derby în pofida faptului că Metaloglobus București, de exemplu, a pierdut puncte după remodelarea clasamentului în funcție de anularea rezultatelor celor de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Avem locul 3 echipa oaspete, locul 5 formația gazdă, o aruncare de la margine din dreapta pentru reșițeni, minutul 12, 0-0 și sunt convins că vom avea telegrame interesante de aici pe parcursul acestei partide. Abia le așteptăm, Cristi Frisk, însă deocamdată ne mutăm la Ungheni. Avem plăcerea de a-l regăsi la fața locului pe colegul nostru, Daniel Radu. Te salutăm, Daniel, bună ziua! Bună ziua, bună ziua tuturor! Într-adevăr, aici la Ungheni, pe stadionul central din orașul Ungheni, scorul a fost deschis deja în minutul 13 de Torje Gabriel, așadar primul gol a fost înscris de către oaspeți. O fază fixă transformată de Gabriel Torje. Pot să vă spun că avem o ceață densă aici pe stadion. Nu extraordinar de mulți spectatori, probabil tot din cauza condițiilor meteorologice. Numai puțin, Daniel, numai puțin, te rog, numai puțin, Daniel, te rog. FC Voluntar este egalat acasă de Ceahlău, 1-1. Iată faza. Dar restabilește Ceahlăul egalitatea, prietenii. Așadar, întoarcem la tine... Te rog, da. Daniel Radu. Așa cum spuneam, atunci când vine vorba despre echipa gazdă, jucătorii titulari sunt următorii, cu numărul 12, Gianca Robert, numărul 2, Chinteș, Alin Marian, numărul 3, Popa Abel Samuel, numărul 90, Coza Paul, numărul 30, Savin Cătălin Mihai, numărul 20, Tionen Oni, numărul 23, Petricou, Crucero Antonio Vidiu, numărul 17, Bârnoi Cosmin, numărul 19, Zucanovic Miloș, cu numărul 10, Petricou Șerban Andrei Dragoș, iar cu numărul 11, Barstan Ioan, pentru gaze, capitanul de echipă este Savin Cătălin Mihai. În ceea ce privește echipa oaspete, FC Mușcelul Câmpul Lung, ei bine, aceștia au intrat în teren cu numărul 1, Voicu Marian, 88, Ntamac Jose, numărul 11, Genaru Ionuț, numărul 99, Oprișan Ianis, cu numărul 9 și marcatorul primului gol al meciului, Torje Gabriel, cu numărul 7, Stancu Luca, numărul 6, Sanda Marius, numărul 25, Popescu Alexandru, 32, Vasile Bogdan, cu numărul 5, Petricou Gâsă Vlad, și cu numărul 17, Otto Pancras, capitanul echipei oaspete este Genaru Ionuț.
Pot să vă spun că până în aceste momente meciul este unul foarte bun, în ideea în care au existat faze de poartă de ambele părți. Sigur, cei care au înscris dintr-o fază fixă, așa cum vă spuneau, sunt cei de la FC Mușcelul Câmpul Lung. Vom reveni, Daniel, doar atât te rog, câtă lume a venit să vadă această... Nu mai avem pe Daniel, ne mutăm rapid la voluntarii. Florin Chivulete s-a restabilit, iată, egalitatea. Cred că Patrick Petre își pune în valoare, știu eu, apetitul ofensiv și stabilește scorul în acest moment. Da, am revenit aici la voluntari, dragi prieteni. Din păcate, pentru echipa gazdă, o șarjă ofensivă pe partea stângă a lui Patrick Petre, care l-a driblat pe Alexe, fundașul dreapta al formației din voluntari. A scăpat singur cu portarul și l-a driblat și pe acesta, introducând balonul în poartă. Și este acum 1-1 aici la voluntari. Echipa oaspete, în minutul 12, are stabilit egalitatea. Da, ne vom întoarce, Florin, la tine. Rămânem deocamdată în studioul Metropola TV. Patrick Petre, într-o formă de invidiat, prieteni. Cred că este al patrulea gol consecutiv în 3 partide pentru capitanul, care, iată, își respectă banderola. Pe de altă parte, Daniel, o formație experimentată ca FC Voluntari, nu poate, iată, păstra decât vreo 10 minute avantajul rapid pe tabela de marcaj. Așa s-a întâmplat și cu Ungheni. A fost 1-0, imediat la 10 minute, 1-1, sigur a fost o înfrângere. Vom vedea ce se va întâmpla aici, pentru că este abia minutul 15 în această partidă. 2 goluri, iată că este meciul în care se marchează cele mai multe reușite, cel puțin până în acest moment. Mai avem golul ăsta de la Ungheni și în rest doar 3 goluri marcate în această perioadă. Presiune pe Voluntari, nu pe Chiajna, care s-ar mulțumi, cred eu, și cu un rezultat de egalitate. Nu același lucru putem să spunem despre FC Voluntari în acest moment. Da, din ce vedem, imaginile de excelentă calitate furnizate de FRF TV, după golul egalizator, parcă Ceahlăul ar fi formația care conduce ostilitățile, însă vine replica lui Nicolae Carnat, îl vedem acum, să nu se înțelege acolo cu George Merloi, iar noi mergem la Chindia și îl regăsim acolo. Îi mulțumim pentru acest lucru, prietenul și colegul nostru Costin Mihai. O nouă încercare, Costin, pentru Chindia, dar noua puncte importante. Te salutăm, bună ziua! Vă salut și eu, vă mulțumesc. Este o bucurie ca de fiecare dată să transmit meciul de aici pe Eugen Popescu pentru Metropola TV. Este minutul 15 al jocului, este 0-0, dar ceva mai activ e echipa oaspete. A fost el puțin până în acest moment superior la posesie, a avut și un șut bun în minutul 5 reținut de portarul Mario Contra. Un soare generos aici la Târgoviște și sunt condiții bune pentru practicarea fotbalului și desfășurarea unui meci de fotbal la nivelul Ligii a doua. Din păcate, asistența este una redusă, să spun că sunt aproximativ 300 de spectatori aici pe Eugen Popescu. Iată că rezultatele mai puțin bune ale Chindiei Târgoviște afectează acest aspect și suporterii echipei au cam părăsit-o. Chindia folosește astăzi o formulă de star cu Mario Contra, Mădălin Marsac, Adrian Ionice, Mihai Leca, Roberto Romeo, Iulian Roșu, Daniel Nanu, Răzvan Tachi, Iulian Zmafiri, Ivan Pesic și capitanul Daniel Florea. Marian Vătav i-a lăsat pe bancă pe Ștefan Mușa, Marian Șerban, Radu Simion, Alexandru Petre, Cosmin Atanase, Ante Zipcovici, Alexandru Savo, Bogdan Petre și Jonathan Zogănoiu. De partea cealaltă, Metalul Buzău a început cu George Nicle, Alberto Olariu, Eduard Rosu, Andrei Radu, Marian Manea, Marius Tudorică. Acesta este și capitanul echipei, Claudiu Borțoneanu, Valentin Rodu, Ali Pana, Adrian Moldovan și Davide Joici. Încearcă acum Chindia un contraatac, rămas însă fără rezultat. Valentin Stan i-a lăsat pe banca tehnică și aproape de gol Chindia Târgoviște. Iată la primul șut periculos spre poarta lui George Micle, putea să deschidă scorul Daniel Danu, unul dintre golgheterii echipei. Daniel Danu, acesta a trimis la colțul lung, dar mingea s-a scurs agonizant pe lângă stâmpul din dreapta. A rămas la fel cu rezervele celor de la Metalul Buzău, Angel Dinu, Bogdan Panaite, Alin Nica, Lefter Pelivan, Daniel Mihai, George Opaiț, Daniel Stan, Vasile Petra și Claudiu Juncănaru. Arbitri acestei partide sunt Sergiu Anton din București, ajutat la cele două linii de Damian Antal din Bacău și Marius Gordulescu din București, rezervă de arbitru Marius Naidin din Pitești. Delegat de joc a fost
trimis la Teclovici Tăvoraciu Stănescu din Craiova, iar observator de arbitrii delegat Bogdan Zălicu din București. Și meciul s-a animat, iată, după acest șut periculos al lui Daniel Dan, timp este în suferință de puncte, Golungheni, 1-1. Costin, mulțumim foarte mult pentru această primă intervenție. S-a marcat pe un alt stadion, Daniel Avem Nazare. Avem din nou egalitate după partida de la Voluntari și la Ungheni. 1-1, unirea cu Câmpul Lung. Așadar, restabilește egalitatea unirea Ungheni, dar noi mergem, prieteni, pentru prima oară astăzi la Chiajna, unde sub privirile lui Dan Marinache, Concordia încearcă să câștige. Te salut, Dan, bună ziua! Bună dimineața, Ionel, bună ziua, cum spui tu. E un meci al marilor ambiții aici la Chiajna, pentru că ambele echipe vor puncte. Ambele echipe sunt în căutarea victoriei și au început destul de bine această partidă, mai ales gazdele, la practic debutul în fața propriilor suporteri a veteranului Liță Dumitru ca și tehnician al Concordiei. Dumnealui este la prima partidă aici, pe arena centrală din Chiajna, în această ediție de campionat. Prima a fost în Genci, acea înfrângere, să spunem, dramatică, pe care Chiajna a suferit-o în fața lui CSA Steaua. Să trecem, Ionel, în revista distribuțiile pentru partida de astăzi. Gazdele, Faran Poartă, jucător de câmp, Iancu, Marc, Mombuni, Dobrescu, Ciuciulete, Lazăr, Necuțescu, Zimbuș, Burcea și Boiciuc. De partea cealaltă, în poartă Preda, la CSM Focșani, Preda, Săpunaru, Șalbă, Vișinar, Tamașita, Cai, Brânzan, Blaj, Zaharia, Dodoi și Enache. Ei sunt cei 11 pe care Sorin Colceac i-a trimis în teren pentru această partidă, de la care așteaptă destul de mult. Bun. Această partidă e condusă de brigadă de arbitri la centru cu Valentin Naidin din Turnu Măgurele, ajutat la tușe de Cristian Daniel, Elinca din Craiova, Ramona Doriana Udrea din Târgu Jiu, rezervă fiind Andrei Baciu din Botoșani. Cam acestea sunt primele vești de la Chiajna. Sperăm să fie un spectacol frumos, cu goluri și pasiune puse în joc. Da, Dan, doar atât? Numărul de spectatori, te rog frumos? Cred că sunt, e practic numărul obișnuit, cei 400 de oameni prezenți la această partidă. Sunt cei obișnuiți ai stadionului din Chiajna la partidele pe care Concordia le desfășoară acasă. Da, mulțumim foarte mult, Dan. Ne întoarcem mai repede decât estimam la Daniel Radu, evident la Ungheni, unde echipa gazdă restabilește, Daniel, la timp, nu egalitatea pe tabela de marcaj. Absolut. Lucrurile sunt într-o continuă mișcare aici la Ungheni, unde atacantul cu numărul 19 al CS Unirea Ungheni, Zucanović Miloș, reușește egalarea printr-o șurtă, așa cum îi spuneam în copilărie. Gol Metaloglobus, 1-0. Da, Daniel, mai puțin, te rog, Daniel, te rog. Metaloglobus 1-0 cu CSM Reșița, minutul 22. Așadar, ne întoarce la tine, Daniel Radu, se restabilește egalitatea. Miloș Jucanović, un atacant cu experiență, nu? Exact. Se restabilește egalitatea prin sârbul Jucanović Miloș, care în minutul 21 reușește să înscrie printr-un gol frumos o acțiune colectivă care i-a împins pe ungenari mai aproape de victoria moldovenă. Da, de la Jucanović ne întoarcem la Clinceni, unde echipa gazdă deschide scorul. Ce s-a întâmplat? Cristi Fritz. La jumătatea reprizei, minutul 23 mai precis, a fost o acțiune pe partea stângă cu o pătrundere în careu a lui Huiban. Acesta a beneficiat întâi de o pătrundere tot în stânga, însă lângă marginea lui Sava. Mingea a ajuns în careu, a fost scos dintre buturi portarul reșițean David Dincă, a centrat de la limita terenului de fund de acolo Huiban. Mingea l-a găsit pe Serge Colo în mijlocul careului, acesta a avut timp să stopeze și să trimită la seminălțime în poarta goală cu latul piciorului drept. Aceasta a fost faza descrisă așa schematic pentru a își da seama și ascultătorii care poate n-au avut inputul video. Altfel pot spune că este un meci foarte echilibrat aici la Clinceni, între două echipe care arată foarte bine din punct de vedere atletic, dar care au și o organizare impecabilă. Eu zic că până acum am asistat la o partidă peste media valorică a ligii secunde, iar golul pe care l-a marcat Serge Colo pentru Metaloglobus cred că nu va face altceva decât să dinamizeze și mai mult meciul.
hai să-l numim derby al acestei etape. Minutul 25 și atacă Reșița pe partea stângă, a fost o intervenție a lui Criscu Adio care a scos mingea afară și dacă vor mai fi lucruri interesante, sunt convins că mă veți readuce în circuitul comentatorilor Metropola TV și Radio Sport Total FM. Da, Cristi, doar atât, ne spuneai de acest gol frumos pe care l-am văzut și noi, câtă lume a aplaudat la fața locului reușita lui Sergio Colo. Golul Ungheni, 2-1 cu câmpul lung, iată întoarce rezultatul Unirea Ungheni. Da, dar Cristi, câți spectatori sunt? Din păcate nu foarte mult și aici este o problemă, zic eu, de marketing a echipei Metaloglobus. Dacă sunt indulgent în numărătoare, cred că adun vreo 100-150 de oameni care sunt în tribunele cochetului stadion din Clinceni. Altfel, da, e o echipă care cu siguranță ar merita o galerie mai mare. Da, Cristine, vom întoarce la tine, însă iată festival de goluri la Ungheni marchează pentru formația vizitatoare. Gabi Torje, la prima sa reușită pentru argeșeni, însă Rapid Unirea Ungheni răstoarnă scorul pe tabela de marcaj. Este 2-1 în acest moment și așteptăm să mergem din nou la Daniel Radu. Mai avem prieteni de ajuns și la Hunedoara, partida Corvinul Dumbrăvița și facem o trecere în revistă rapidă. Pentru că ne încadrăm, iată, aproape de jumătatea primei reprize în cele 8 dispute, ce regal fotbalistic aici la Metropola TV, în producția preluată și de Sport Total FM. Da, s-au marcat până în acest moment 6 goluri. Așteptăm să se mai ecrize, totuși minutul 25 este de vreme. Sunt 8 meciuri în plină desfășurare, 6 goluri. Poate ajungem la 24, la 3 goluri pe meci. Da, îl folosim foarte mult astăzi pe Daniel Radu, dar cred că îi place, mai ales când marchează echipa gazdă Unirea Ungheni. Iată, Daniel, s-a marcat din nou la Ungheni. S-a marcat din nou, într-adevăr, și da, ne place să intrăm în direct pentru că avem un spectacol fotbalistic la Ungheni. Șerban Andrei Dragoș, purtătorul tricoului cu numărul 10 a echipei gazde, reușește să înscrie astfel. Scorul este de 2-1 pentru Unirea Ungheni. Spuneam că meciul este unul dezinvolt și acest lucru se pare că se vede și pe tabela de marcaj. Da, nu ne-ai spus, Daniel, știu eu, Unirea Ungheni se bucură, nu de ceva vreme, care a venit pe arena proprie. Câți spectatori sunt alături de gruparea pregătită, da, de Sebi Tudor? Avem aproximativ 300-350 de spectatori. Vă spuneam că am început meciul pe o ceață foarte, foarte densă, o vreme care nu părea să fie cea mai bună pentru dezvoltarea acestui joc. Lucrurile arată mult mai bine și ne așteptăm chiar și din a doua repriză ca mureșenii, în special Târgu Mureșenii, care se află la doar 12 km distanță de arena din Ungheni, să se îndrepte către meci, lucru care s-a mai întâmplat și în partidele trecute. Vezi, Daniel, dacă îmi dai voie să glumesc puțin, s-a ridicat ceața și au venit golurile pentru Unirea Ungheni, nu? Au venit, așa este. Ne vom întoarce gol la tine. Gol Steaua la Mioveni, 1-0 pentru Steaua. Încep să curgă golurile, prieteni. Suntem în bună dispoziție astăzi. Vremea este una favorabilă. Să spunem totuși că e minutul bune. 16 la Mioveni. Da, meciul a început mai târziu cu 11 minute. Minutul 16, Steaua deschide scor. Da, am văzut reușita, iată, puțin mai devreme. Cred că Adi Popa pare să fie sau nu mai contează, dar golul a fost unul foarte, foarte frumos. Ne va duce evident și la Dan Mihai Bădescu. Steaua începe foarte bine. Așa cum ne așteptam, nu? De altfel, această partidă. Iată din nou imagini de la voluntari, acolo unde echipa gazdă încearcă să revină din nou pe tabela de marcaj. Ce etapă frumoasă, prieteni! Încet, dar sigur se adună golurile aici în transmisiunile Metropola TV și ne bucurăm că vă putem oferi. Și astăzi, iată, cad acolo trei jucători. Este un fault în atac pe care îl dictează arbitrul Mihai Motan, urcase convingător și capitanul Igor Armaș. Rămâne probabil pentru FC Voluntari această variantă, nu? La fazele fixe, Daniel. Da, sunt două echipe în acest moment, Unirea Ungheni, de fapt 3, Metaloglobus și Steaua, care conduc în acest moment. Revenim la Mioveni, a început mai târziu partida, dar primul gol a venit repede, Dan Mihai Bădescu pentru Steaua. Da, Ionel Lucian, o pasă pierdută la jumătatea terenului de experimentatul Valentin Coșereanu, apoi Dani Iglesias o pasă în adâncime pe partea stângă pentru Bogdan Chipiliu. Chipiliu a făcut o fază pe cont propriu, a pătruns, a șutat, Garuti a blocat, a revenit să pasă la Bogdan Chipiliu, iar apoi a pasat pentru Răzdan, care a șutat din afara, care undeva pe la, cred că 19 metri, cu latul cu piciorul stâng în colțul din dreapta sus. Un gol foarte frumos, să fiu sincer, pe un contraatac al Stelei a mai fost unul așa. De partea cealaltă, Mioveni a avut o ocazie și o lovitură de colț, Steaua de asemenea o lovitură de colț. Da, Dan, de ce a început partida mai târziu? Un protest al celor de la Mioveni sau ce s-a întâmplat? Da, proteste pentru cei de la CS Mioveni au avut și un banner. Îi acuză faptul că sunt neplătiți de 5 luni.
Da, da, mare păcat, iată ce situație delicată acolo fotbalistii. Și cu toate astea, nu, Dan Mihai Bădescu, din enumerarea formulei de start a celor de la Mioveni, Alinchița are în continuare chiar un lot generos, spun eu, cu mulți jucători cu vastă experiență. Da, clar, CS Mioveni nu are o echipă slabă, are o echipă experimentată. Până la urmă, CS Mioveni, sezonul trecut, reușea să bată pe Steaua cu 2-0, tot aici, și practic îi metea pe Steaua în play-out, iar CS Mioveni urca în play-off. Între timp, Steaua a obținut o lovitură de colț. David Matei, tânărul David Matei, se duce să execute lovitura de colț de pe partea stângă, jucător crescut în Academia celor de la Steaua. De asemenea, Remus Gucea, cred că este pe buzele tuturor când ne vorbim de CS Mioveni. Da, ne vom întoarce, Dan, la tine. Între timp vedem și noi acest banner, ceva de salarii, 5 luni, într-adevăr, acolo. O situație dramatică la Mioveni. Și cum să mai joci, Daniel Lazare, totuși, în aceste condiții, absolut departe de rigorii de performanță? Practic, nu poți avea așteptări de la cei jucători neplătiți de 5 luni. Te poți gândi la o grămadă de variante, pentru că lucrurile astea favorizează și ceea ce noi discutăm de ani buni în fotbal românesc. Meciuri aranjate, pariuri și alte lucruri, da? Dacă nu, acord. Și aici eu cred că principala vină este a Federației Române de Fotbal, pentru că trebuie să verifice la începutul campionatului ce se întâmplă, cine poate să joace. Să nu uităm că și la Liga 2 e un campionat profesionist, nu este unul amator în care vine oricine, joacă, pleacă, se retrage când vrea. Dar noua ediție de campionat ne-a arătat că rămân aceleași probleme și cazurile Târgu Jiu și Mioveni rămân de mare actualitate și fac un rău competiții. Da, să încercăm să ajungem și la Hunedoara. Avem plăcerea de a-l redescoperi astăzi, la fața locului, ca de fiecare dată, Claudiu Sav, Corvinul CSC Dumbrăvița. Te salutăm, Claudiu, bine revenit! Salutare și vouă și vă mulțumim că ne urmăriți în continuare cu interes. Suntem în minutul 30, noi suntem și în transmisiune directă pe canalul nostru de YouTube, de aceea poate mi-e mai greu să intervin. 0-0 însă între Corvinul și CSC Dumbrăvița, dar avem parte de un meci mult mai aprins decât ne-am fi așteptat, cu foarte multe ocazii de poartă, cei drept mai multe dintre ele în dreptul Corvinului Hunedoara, vreo 4, și tot atâtea intervenții salutare a portarului celor de la CSC Dumbrăvița, Trip, care a avut 4 parade incredibile în fața lui Cărăruș, Lupu, Bradu și Câmpan. Acestea au fost ocaziile. De partea cealaltă, Ecmecia a avut o oportunitate mare de gol pentru Dumbrăvița. Gol Steaua, 2-0. Da, Claudiu, numai puțin. Claudiu, te rog, Daniel. CS Mioveni primește și al doilea gol în minutul 20. Steaua conduce cu 2-0. Ne întoarcem la tine, Claudiu. Știu că ești foarte grăbit. Să trecem în revistă, știu eu, cele două echipe și te lăsăm să-ți faci treaba. Așa este. Așadar, am menționat câteva nume. CSC Dumbrăvița a început cu Trifon în poartă, jucători de când sunt Sima, Apro, Zurbagiu, care este capitanul echipei, Scutaru, Morariu, Luca Botri, Sali, Alin Burdet, Ecmeci și vârful împins Nicu Modan pentru trupa lui Cosinistan. De partea cealaltă, Corvinul cu Pane Lefter revenit între buturi, jucători de când sunt Pârvulescu, Pop, Viorel Lică, cel care este și capitan, Mihai Velisar, Cărăruș, Lupu, Bradu, Leher, Gârbiță și vârf împins Luca Câmpan pentru trupa lui Florin Maxim. 32 gol Ceahlău, 2-1 Ceahlău cu voluntari. Da, iată, se marchează din nou și la voluntari. Claudiu, doar atât, câtă lume vedem la meciul acesta de la Hunedoara? Dar cred că este offside. Tot fie în jur de 800 de suflete, cred că la această întâlnire. Mulțumesc foarte mult, Claudiu. Revenim. S-a anulat golul Ionel. S-a reușit acelor de la Ceahlăul. Dar un avertisment serios, da. Știu eu, pentru apărarea lui FC Voluntari, minutul 32. Cu cine suntem? Da, nu suntem cu nimeni, dar cred că ne vom întoarce la Mioveni. Din ce am văzut, cred că cine putea marca din nou pentru Steaua? Remus Bogdan, Chipirliu, cred că este autorul reușitei cu numărul 2. Ne va edifica clar Dan Mihai Bădescu. Iată, prieten, că în 30 de minute am ajuns pe toate stadioanele. 8 la număr în această etapă, din nou generoasă cu noi și cu dumneavoastră, Metropola TV și Sport Total FM. Dan Mihai Bădescu, lasă-mă să ghicesc, Remus Bogdan, Chipirliu. Da, Ionel Lusana a ghicit. Golgheterul Stelei din ultimele 3 sezoane, îl punem și azi pe acesta, a reușit din nou să marcheze. De data aceasta, din fața lui David Matei, un nou contraatac pe stânga. Steaua a profitat de aceste contraatacuri, a avut 3 contraatacuri periculoase și a reușit să marcheze 2 goluri. De data aceasta, David Matei cu centrarea. Din cădere, Bogdan Chipirliu a reușit să marcheze.
Acum Mioven pleacă pe contraatac prin Sorin Buste. A fost un jucător al Stelei, Sorin Buste, o pasă frumoasă în adâncime pentru Coșereanu. Coșereanu deschide în stânga, rămâne, e puternic, vine acolo Guțea, pătrunde în careu Guțea, însă pierde posesia. Chereche, jucătorul venit împrumutat de la Unirea Deci, reușește să recupereze și va fi posesie pentru CS Mioven. Da, ne vom întoarce, Dan Mihai Bădescu. Iată, Steaua își pune amprenta pe această partidă, CS Mioven, de gringolată, prieten și fotbalistic și din punct de vedere organizatoric, să-l vedem pe Alin Chița cât va mai rezista în această situație absolut delicată. Știm, Daniel, că au făcut eforturi, au recuperat cele două puncte pe care le pierduseră la un moment dat. În schimb, dacă ne uităm la celălalt televizor, de când a egalat, parcă Ceahlăul este echipa în prim plan. Asta vorbeam, Florin Chivulete, cu Daniel Nazare. Din ce vedem pe imagini, Ceahlăul pare să fie în acest moment echipa care conduce ostilitățile la Voluntari. Da, așa este. Am revenit aici la Voluntari. Echipa Ceahlăul pare mai proaspătă pe finalul acestei prime reprize. Chiar dacă în urmă cu vreo 10 minute Merloi și Nicolae Carnat au avut acțiuni individuale destul de periculoase, iată că posesia pare să fie de partea formației moldovene, care accelerează mai ales în banda stângă, acolo unde Alexei a fost schimbat de antrenorul Claudiu Niculescu din cauza gravei greșeli comise la golul al doilea. Ce să zic, meciul e în continuare unul echilibrat și se poate întâmpla orice. Formația gazdă forțează și ea, dar se pare că este mai lentă în acțiunile sale comparativ cu ceea ce joacă direct pe poartă echipa din Piatra Neamț, cu doi jucători de culoare foarte activi și în mare viteză. Da, oricum, jocul este unul atractiv, Florin. Două echipe care sunt situate la ora partidei pe poziții de play-off, două formații care urmăresc, clar, în primul rând, calificarea în play-off și mai apoi promovarea în prima ligă. Este adevărat. Ambele formații caută în primul rând play-off-ul. Se pare că totuși au calitate în ceea ce joacă, comparativ cu celelalte pe care le-am văzut. Dar, sigur, această partidă rămâne deschisă oricărui rezultat. În acest moment, repet, echilibrul este prezent în joc chiar de la începutul partidei. Păcat că Voluntarul n-a reușit să mențină acel 1-0 pe care l-a reușit încă din primul minut al acestei partide. Da, Florine, vom întoarce. Este clar unul dintre cele mai interesante jocuri ale acestei etape. Echilibrul se vede și pe tabela de marcaj. Daniel Nazare, 36 de minute, 1-1, FC Voluntari, Ceahlăul. E adevărat, eu de la două echipe așteptam mai mult în această primă parte. Mă refer la Corvinu cu Dumbrăvița și de la Chiajna cu CSM Focșani. Din păcate nu reușesc să adune puncte și lucrul ăsta e foarte, foarte rău pentru ele. Mai ales că sunt două echipe care vizează, ia să vedem, ocazie mare pentru FC Voluntari și nu se dă nici măcar fault acolo. A urmărit acolo George Merloi, dar în poarta celor de la Ceahlăul este Laurențiu Brănescu. Nu uităm, un jucător crescut de Juventus Torino. Acest Laurențiu Brănescu a intervenit la timp în fața Rapidului George Merloi, însă iată o nouă fază notabilă. Se schimbă repede dominarea. Acum FC Voluntari pare să fie în prim planul acestei dispute. Eu cred că se așteaptă, Daniel, și astăzi aproape totul de la George Merloi pe partea ofensivă. Un jucător care poate destabiliza clar orice apărare și iată ce duel interesant, George Merloi la FC Voluntari, Patrick Petre de cealaltă parte, nu? Da, sunt fotbaliști care au jucat la prima ligă și te aștepți, fiind un nivel inferior, să fie mai activ, să fie mai decisiv, să marcheze, dar nu de foarte multe ori se întâmplă, pentru că aici e un fotbal care totuși se bazează foarte mult pe partea fizică și mai puțin pe tactică, așa cum este la Liga 1. În schimb, un jucător care n-a evoluat foarte mult la Liga 1, Bogdan Chipirliu, marchează la Liga 2 la foc automat. Da, e un fotbalist care cred că se pliază pe ocazie mare pentru Ceahlăul. Patrick Petre din nou pe partea stângă și cred că iată, a schimbat acolo Claudiu Niculescu, dar pe partea stângă este clar punctul forte a celor de la Ceahlăul, unde Patrick Petre cred face că diferența. Dacă ne uităm la ultimii ani, Chipirliu și Doman au eticheta pusă, deja ca la o sticlă de suc, eticheta e pusă Liga 2, adică nu-i mai vezi nici la Liga 3, nici la Liga 1. Da, iată ce ocazie a avut din nou Patrick Petre să vedea replica celor de la FC Voluntari. Este o perioadă, dragi privitori Metropola TV, stimații radioascultători, puțin mai lentă la capitolul goluri marcate. Ar fi, iată, Metaloglobus conduce în continuare cu 1-0 pe Reșița, un avantaj minim, dar foarte, foarte important. Ce cochetă și bază de la Clinceni, însă iată și acolo puțini spectatori. Ne uităm și la Voluntari. Ce bine arată gazonul, Daniel. Te îmbie parcă la fotbal.
Iată pe Flaviu Stoican, în genunchi acolo, să vadă la firul ierbii prestația echipei sale. Și-a pus și ochelari Flaviu Stoican. Degeaba, nu cred că vede bine jocul Reșița, cel puțin până acum, nu? Voluntariul încearcă să pună presiune, iată avem imagini, dar nu reușește să desfacă defensiva nemțenilor, o centrare în fața porții, dar resping de acolo moldoveni. Da, cea care a marcat de două ori este Unirea Ungheni, trei reușite în jocul cu cei de la Câmpul Lung. Se vede, iată, lipsa de maturitate a acestei echipe. Marchează prin Gabi Torje, dar scorul se schimbă rapid în favoarea celor de la Unirea Ungheni. Echipă care, dacă ar câștiga astăzi, ar obține trei puncte foarte, foarte importante. Dincolo criza pe care o traversează Mușelor s-ar acutiza. Este însă clar de vreme să dăm un verdict final, Daniel. Da, e foarte devreme, încă se mai joacă și vom vedea totuși o ocazie mare pentru Metaloglobus, putea să facă 2-0 și să închidă acest meci. Vorbeam de Ceahlău, iată din nou pune presiune, se joacă mai deschis la voluntari acum și s-ar putea să vină din nou golurile dacă se va menține acest ritm, pentru că una dintre echipe va marca, să vedem care va fi ea. Minutul 39, între minutul 40 la voluntari în continuare, 1-1. Da, Ceahlăul din nou în ofensivă, este clar. O echipă care vine bine din urmă, locul 4 pe care îl ocupă la acest moment nu este deloc întâmplător. Nu stă rău nici pe ce voluntari, dar partida de astăzi are un ecou important. Runda următoare, formația pregătită de Claudiu Niculescu stă pentru a merge mai apoi la Reșița. Programul este unul destul de dificil, sunt de pe minutul 40. Pe voluntari Ceahlăul 1-1. Te-aș întreba, Daniel Lazare, dacă ai fi în acest moment conducătorul unei echipe de Liga 1, i-a mai acordat o șansă lui Patrick Petre? Da, i-aș acorda, dar nu știu, aici e un pic de... trebuie să-l schimb pe el ca fotbalist. Și o mare diferență între el și tatălui. Sigur că amândoi au valoare, dar s-au avut valoare, dar modul de pregătire al unului era într-un anumit fel, celălalt e mai boem așa și cred că de aici s-a ajuns la situația de a fi un fotbalist bun în Liga 2 și nu în Liga 1, pentru că uite-te cât fotbaliști români, foarte puțini ajung în primul eșalon și din păcate Patrick Petre nu este printre ei. Da, Concordia Chiajna rămâne din nou datoare în plan ofensiv, este 0-0 cu CSM Focșani sau de ce nu Daniel Lazare, estimații privitori, se ține bine trupa lui Sorin Colceag, iată, un alt fost sportar care figurează ca antrenor principal la nivel de Liga 2, așa cum este Marius Bratu la AFC Câmpul Lung Mușelul 2022. Da, Colceag a fost și la Dinamo, antrenor secund foarte mult timp, e clar că pare o echipă mai închegată în acest moment CSM Focșani, să vedem dacă asta va fi suficient pentru a rămâne în primul eșalon, pentru că mai sunt multe meciuri, iar echipa este într-o situație foarte, foarte dificilă. Da, n-aș vrea să mă pun în pielea celor de la Concordia, dacă nici măcar Culiță Dumitru nu reușesc să schimbe ceva din problemele acestei grupări, nu mai rămâne Daniel Lazare decât să intre pe gazon Gabi Tama și Adrian Scarlatache și cred că a rezolvat multe probleme acolo pe gazon. Cred că nu mai intră Gabi Tama și nu mai intră și nici Scarlatache. E rândul altor fotbaliști. Pe mine mă surprinde că există o academie acolo și trebuie să le dai șansa unor jucători decât să încerci alții pe sume mari, veniți de la Liga 1, de ce să nu încerci niște fotbaliști de ai tăi. Până la urmă, nu ai nimic de pierdut. Chiajna nu cred că va retrograda, dar poate pentru sezonul următor ar pregăti o echipă mult mai bună și cu jucători autohtoni. Ce bine sună! Sezonul viitor! Pe la Chiajna nu mai din păcate, cam acesta este cuvântul de ordine la Concordia. Nu, din fericire, chiar au câțiva tineri din propria pepinieră, ei sunt și principalii marcatori. Giovanni Ghinfu și Patrick Burcea sunt cei care punctează cu regularitate pentru formația din Chiajna, în detrimentul unor fotbaliști importanți. Iată, din nou la imaginile de la voluntari. Cam totul se așteaptă la Igor Armaș, la o lovitură de colț, cum am văzut și puțin mai devreme. Igor Armaș, acțiune bună a celor de la FC Voluntari, însă pe partea stângă ajunge greu. Armaș, cred că ar fi soluția, nu știu, la aceste lovituri de colț. O trimitere cu o lovitură de cap bună spre poarta adversă, altfel pare greu de desfăcut, nu? Din ce vedem și noi, Daniel, imagini, apărarea celor de la Ceahlăul. Sunt ultimile minute ale primei reprize, cu excepția meciului de la Mioveni cu Steaua, care a început mai târziu. 2-3 minute și vor fi probabil prelungiri, dar în general situațiile sunt foarte echilibrate, adică în afară de Steaua, care s-a desprins la 2 goluri, în rest se poate întâmpla orice pe celelalte stadioane. Da, nu se marchează nici la Slatina, este 0-0. La Târgoviște, pe stadionul Eugen Popescu, cele două echipe sunt în continuare la egalitate, 0-0. Vorbeam de partida de la Chiajna, 0-0, Concordia cu
CSM Focșani, la Hunedoara, nu? Iată, Daniel, eu spuneam, Dumbrăvița devine un adversar din ce în ce mai incomod pentru fiecare grupare. Și dacă Corvino nu câștigă astăzi, încep să apară problemele și la Hunedoara. Da. Genul de echipă care comprimă sistemul de joc, se apără foarte bine, încearcă să dea lovitura pe contratare. Și uite-te la Dumbrăvița să vezi că nu au fost rezultate mari de-a lungul timpului, nici în favoarea lor și nici n-au pierdut la diferențe foarte mari. Focșaniu acum reduce și această situație și iată, nu se marchează foarte multe goluri în porțile echipelor mici, cu excepția Mioveniului, dar aici sunt și alte probleme care țin de partea financiară. Vorbeam și glumeam de fapt cu tehnicianul echipei din Dumbrăvița, Cosmin Stan, și spuneam, etapa trecută a prins al 100-lea meci pe banca acestei echipe, și spuneam, Cosmin, o să vorbim și când ai 200 de meci, hai, doamne, mai glumi, că știi că la noi, după două partide, nu mai ești antrenor, noi vorbim de peste 100 de jocuri la numărul 200. Ne mai puteam permite și o glumă cu tehnicianul Cosmin Stan. Finaluri de primă repriză pe toate stadioanele, suntem în prelungiri. Iată că ne mutăm din nou și mulțumim cu imaginea Hunedoara. Va deveni amintirea acest stadion, care este vechi, Daniel, iată, acolo, ca pe vremuri de zeci de ani. Acest stadion. Cu groapa de nisip în spate. Da, și gazonul. Dar mai avem săritori? Nu mai avem săritori. Bine că avem nisip. Da. Lovitura de colț pentru Corvinul. Îmi place echipamentul ăsta la Dumbrăvița, verdele ăsta așa permanent pe care îl poartă, nu, echipierii lui Cosmin Stan. O formație care se, știu, acomodează din ce în ce mai bine la rigorile ligii a doua și spuneam, un adversar greu de învins în acest moment. Prelungiri la Slatina, este în continuare 0-0 și pare să fie prima partidă, Daniel, care va pune capăt de primei reprize. Da, deocamdată nu s-a terminat nicăieri acest meci. Gol Chiajna, 1-0 pentru Concordia. Iată că vorbeam mai devreme, Concordia Chiajna deschide scorul în minutul 41, de când nu s-a mai întâlnit Concordia Chiajna cu victorie pe teren propriu, Ionel. Da, ne-am grăbit și noi să punem parafă la capătul celor 45 de minute. Cred că ne-a auzit acolo, eu știu, Liță Dumitru și jucătorii acestuia vom ajunge la Chiajna. Iată însă acțiune bună pentru FC Voluntari, pe partea dreaptă, centrare. Păcat de această poziție, ajunge acolo pentru a centra în fața porții adverse și nu ai un serviciu de calitate la o astfel de fază. Arată clar, nu, și valoarea celui în cauză. Ceahlăul încearcă, iată, să revină pe... E contraatac. Așteptăm să mergem la Dan Marinache pentru a... Pauză la Hunedoara. Primul meci care se încheie, prima parte care se încheie. Da, să-l auzim pe Dan Marinache, care a rostit acolo pe arenă gol în favoarea Concordiei Chiajna. Ce s-a întâmplat, Dan Marinache? Da, a fost o fază excelent construită de Concordia. A fost o minge dusă din propriul teren până la marginea careului advers. A urmat centrarea lui Iancu. A fost o fază dusă de Iancu și de Ghimpuș. A venit centrarea lui Iancu și excelent plasat în careu Alex Boiciuc. A marcat cu o lovitură de cap. Este practic rezultatul unui joc mai bun al Concordiei, care a avut și în minutul 30 o mare ocazie de gol. A fost atunci Ciuciulete în poziție de a marca. O fază creată de Burcea, continuată tot de Boiciuc și într-un moment în care apărarea Focșanului era descoperită, practic zona din fața porții era descoperită, Ciuciulete n-a găsit decât bara transversală, a fost egal, atunci s-a păstrat egalul, dar în cele din urmă această fază dusă ca la carte de Concordia din propriul teren până în poartă a făcut diferența în această repriză. Da, mulțumim foarte mult, Dan Marinache. Iată-l pe Alex Boiciuc, un atacant cu nume care figurează în notul Concordiei. Până la urmă, Daniel Lazare, atacanți, iată-l. 1-0 la pauză. Pauză și la Metaloglobus. 1-0 Metaloglobus. Pauză și la Chindia cu Metalul 0-0. Pauză și la Slatina cu FC Bihor 0-0. Pauză și la Ungheni 2-1 cu Câmpul Lung. Iată, 5 meciuri la pauză. Se mai joacă la Voluntari cu Ceahlău 1-1, la Chiajna cu Focșani 1-0 și evident, ce vă spuneam mai devreme, la Mioveni cu Steaua, unde suntem abia în minutul 37. Da, iar noi vom rămâne prieteni în legătură directă, pentru că iată, ne obligă partida de la Mioveni. Trebuie să fim acolo ancorați în realitatea acestui joc, fără pauză, așadar aici la Metropola TV și Sport Total FM, după ce se fluieră finalul primei reprize la Voluntari, rămânem cu această dispută de la Mioveni, chiar dacă nu, Daniel,
și dragi prieteni, scorul... Pauză și la voluntari. Pare să fie deja unul confortabil. Este confortabil pentru Steaua. 2-0. Ne mutăm, iată, cu imagini la Mioveni. Destulă lumea, spune în tribune. Este vremea frumoasă. Gazonul se prezintă bine. O echipă de asemenea este în verbă, vorbind de Steaua. Greutățile de la Mioveni se văd, iată, și pe tabela de marcaj. Iată, Daniel, acolo. Galeria nu este. Vreau să fiu ultra. Peste tot acest protest al fanilor pe stadioane, la Liga 1, Liga 2, nu știu dacă și la Liga 3. Vedem dacă se întâmplă. Dacă sunt echipe cu atât suporteri, eu cred că ar putea găsi o altă soluție decât să nu reușim să începem toate meciurile la aceeași oră, dacă totuși este o etapă cu atâtea partide. Cred că nu avantajează pe nimeni, nici pe spectatori, nici pe televiziuni, nici pe noi aici, pentru că se dă un pic programul peste cap. Da, dar n-avem ce face, urmărim imaginii de la Mioveni, încercarea echipei gazdă de a reintra, să spunem, în această partidă. Un gol până la pauză, cred că ar schimba cu ceva datele problemei, nu? În favoarea echipei din Mioveni. Alin Chița, tehnicianul care, iată, a lăsat, așa știu eu, bine, n-avea Adrian Mutu angajament și a preluat pe aceste Mioveni, însă tot Steaua în atac. Este clar o perioadă bună pe care o parcurge trupa lui Daniel Oprița. Și nu este Daniel Nazare de mirare. Are un lot stabil, are stabilitate la nivel financiar, un tehnician care, cel puțin la Liga 2, este foarte bine cunoscut, o serie de jucători cu nume. Deci ai cam toate ingredientele, un stadion nu pe care vorbesc, mai puțin public, ai toate ingredientele. Public și de promovare, dacă ar avea și două lucrurile absențe astea, importante. Bine, acum trebuie să fim serioși și nu au mai mult suporteri ca FCSB, dar dacă ar intra în prima ligă, să zicem că ar fi acest exercițiu și ar intra, cu siguranță ar veni mai mulți, pentru că ar fi meciuri Steaua Rapid, ar fi meciuri Steaua Dinamo, ar fi meciuri Steaua Craiova. Lucrurile astea aduc spectatori și să știți că sunt foarte mulți fani care stau în zona Ghencea, în zona de lângă stadion, care poate aparțin de FCSB, dar poate ar veni de curiozitate să vadă meciurile pe arena din Ghencea al echipei Steaua. Da, un stadion modern, ai tot ce trebuie acolo, suntem să în continuare. Trecem și peste chestiile astea cu ultra și oamenii poate vor să vină la anumite meciuri, nu să susțină o echipă, ci să vadă un spectacol sau să vadă un meci de fotbal, că poate nu-i spectacol întotdeauna. Dar la noi nu avem chestia asta, la noi trebuie să susținem pe cineva și să nu recunoaștem când greșesc. Da, ne-am aventurat și noi prieteni, dar suntem obligați să luăm o pauză de publicitate, absolut normal. Vom reveni după ora 12 când încep cele 7 partide care au debutat la ora etape. Este 2-0, așadar, la Mioveni pentru Steaua. Noi vom face, prieteni, o scurtă pauză de doar câteva minute, urmând să revenim mai apoi în legătură directă cu dumneavoastră la reluarea celor 7 partide care vor debuta normal în repriza a doua la ora 12.